Ne-am întors alături de un om care n-are nevoie de nicio prezentare și totuși iată prezentarea lui Wilmar, care este alături de noi pe canapea împreună cu doi oameni mici sau doi copii, depinde de care parte privești. Da, doi oameni mici și în același timp de mari. Bună dimineața tuturor, mă bucur foarte mult să vin pentru prima dată la Prima TV. Câtă energie poți să ai, așa? Și vi prezint pe Alexandru și pe Diana. Alexandru și mai cum? Diana. Găman. Nu, am înțeles. Cum? Găman. Alexandru și... Găman și Diana? Găman. Nu, Găman. Era vorba de... Nicolae mă interesa. Asta voiam să scoat în evidență, că îl cheamă și Nicolae. Îl cheamă și Nicolae? Da. Ce drăguț. Asta o să fie reprezentativ de Crăciun. Spre perioada aia, să meargă bine. Până atunci, nu, ziceam de Nicolae. Bă, bine ați venit, bună dimineața, bună dimineața. Bine v-am găsit. Ce faceți? Ați venit să vorbim despre școala de dans, nu-i așa? De Dance Academy. Da. Da. Bun. Spuneți-ne ce faceți mai exact acolo cu domnul Wilmar. Domnul profesor Wilmar. Îi spuneți domnul profesor? Nu, eu sunt un fel de director ale școlii. Eu trec acolo de obicei la supraveghere. Văd cum se antrenează ei, cum se descurcă cu instructor. Instructorul lor este Laura acum, un dansator foarte bun. Copilul acesta sâmbătă a avut competiție. Ce locuri ai luat? Locul 1 și locul 2. Tu nu știai, Wilmar, nu? Excelent. Așa, și Diana la fel a fost și ea la competiție, cu toate că se pregătea să vină la misiune sâmbătă cu mine. Așa. Apropo, când faceți și voi sâmbătă? Nu v-ați gândit la asta? Ne-am gândit special pentru tine. Oamenii de acasă nu știu, dar Wilmar, că săracul, a venit dimineață sâmbătă, crezând că e misiune și stătea aici la porțile prime, porțile mari. Da. Ale primei și nu era nimeni. Asta este, la ne pare rău. Piper. Da, la super poartă. Spuneți-ne ce spectacole aveți anul acesta. Și felicitări, bineînțeles. Mulțumim. Pentru premiu. În toamnă vom merge în Austria, la Graz. Anul trecut ce am câștigat. Microfon. Ce am câștigat? Uite, vezi că totuși e un soi de profesor. Degeaba zice. O să mai avem Cupa României la Oradea, prin mai. Și pentru anul ăsta, cam atât. Tot e ceva, e un program plin. Spune-ne, Wilmar, acum. Vorbim cu tine, cu domnul director, purtătorul de condică. Spune-ne despre aceste cursuri de dans. Ce gen de copii pot veni la aceste cursuri de dans? E nevoie de o oarecare pregătire prealabilă sau poate veni oricine? Nu, asta este ideea. Wilmar Dance Academy este o școală de dans adresată și copiilor și adulților. Avem adulți până la 65, cred că este cea mai în vârstă cursantă de-a noastră. Ideea este să vii să petreci un timp frumos, să înveți ceva. Românul are spirit latin și sânge se simte latin. Se simte foarte bine integrat în acest context, pentru că muzica latinoamericană nu impune o strictețe în ceea ce înseamnă figuri de dans. Înseamnă interpretarea, înseamnă o desfășurare pe ringul de dans din punct de vedere a trăirii muzicale, mai liberă și distracție. Social, partea de comunicare cu oameni, să faci prieteni, să mergi la petreceri, să te distrezi, cam asta este... Am înțeles. O să spun o întrebare, eu oare aș putea să intru la așa ceva și până te gândești, v-aș ruga dacă puteți. Cine ne dansează în dimineață? Eu. Da? Te rugăm frumos. Campionul la scenă, vă rog, trimiteți campionul. Haideți să vedem, abia aștept să văd ce aș putea eu să învăț dacă aș merge la școala. E de menționat că avem multe stiluri de salsă și ele merge la competințele de tip IDO. Ia. Cu regulament IDO. Cum îți spune prietenul, dar nu am muzica mai asta. What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor early in the morning?
to you. We all come together just to sing. We love you. And if we all come together, we know what to do. We all come together just for you. Excelent. Bravo! Foarte frumos. Bravo! Îmi dau seama, Micuțu, că răspunsul la întrebarea pe care ai pus-o este trebuia să te apuci un pic mai devreme ca să-ți permită să intri în competiții, nu pentru că n-ai prinde pașii, dar programul te încurcă. Apropo de program care te încurcă, mă încurcă foarte tare, dar trebuie să-i dau legătura fiului meu adoptiv acolo la bucătărie să vedem în ce stadiu e cu rețeta. Care dintre ele? Că asta... Eu nu știu. Ce ai făcut, mă, Nini? Am făcut un legume sote. Asta am mâncat asiatică mai bine. Păi și cu ce ai dat flavorul de asiatic? Nimic. E un legume sote simplu, că ai fără carne, fără nimic. Chiar cum mă gândesc cu asta, de obicei că eu nu prea mănânc. Hai să vedem ce face cozonacul. Asta simt, vreau să văd și eu. Hai. Am emoții. Dar uite-mă ce a crescut e! Vrei să te ajut? Vorbește de Nini acum. Da. Hai, haide. Mai am încă unul. Mai e urâțel el așa, dar eu sunt convinsă că e foarte bun. Și miroase foarte frumos. Nu mai vorbi așa despre fiul meu adoptiv, pentru că e un satir aici la noi în țară și n-ai voie să vorbești așa despre. Uite, ăsta n-a ieșit tu un pic mai drăguț. Asta e împletit. Știi ceva? Ție nu să-ți dau. O să mănânc doar eu. Hai, hai. Nu vei să-l las încă? La revedere. Cozonacii mei. Nu mai ai mei. Vreți și voi cozonaci? Hai că vă dau și vouă. Ce drăguță ești, nu, Laura. Nu vouă. Invitaților. M-am speriat pentru o secundă. Gazda perfectă. Hai că eu pregătesc un platou pentru voi, da? Se referă în continuare la voi, nu la noi, deci stați liniștiți. Noi nu cupăm din ce face Nini Fimiu. Alexandru, câți anișori ai? 14. Mulți înainte și felicitări. Eu la 14 ani, abia dacă mă puteam mișca pe lambada. Dar cum e lambada? Ia! Hai, bă, bune! Sunt vremuri trecute. Nu mai crede că nu mai știu. Eu cred că telespectatorii ar plăti pentru asta. Ar plăti, tocmai de asta. Hai să-i lăsăm, Wilmar, hai să-i lăsăm să plătească pentru asta. Nu vezi? Deci la următorul stand-up. La următorul stand-up sau următoarea improvizație și eu și celălalt, Diadăr, care, na, nu și prea... Și tu ești pe lambada? Da, fie în aceeași măsură ca și Micuțu, sigur că da. Într-o măsură mai mică, zice eu. Mai mică, bine spui. Diana, tu câți anișori ai? Nu. Mulți înainte și ție, abia așteptăm să te vedem. Wilmar, spune-ne cursurile astea de dans. From Your Academy. Până să continui cu cursurile de dans, trebuie să-ți retransmit salutare din partea soției mele, care a fost fosta ta fană, așa. De ce fosta? A fosta? Măi, l-a iubit foarte mult pe Micuțu. A fost o relație oarecum trecătoare. Am senzația că are o cască la el și i-am spus. Spune că să nu uiți. Da. Și, să nu ține mai multe despre necazul dumneavoastră. Și cum a fost, domnul? A fost dureros pentru că pe vremea aia chiar mă duceam la improvizații. Bă, nu pot să cred că o să spui așa. Pentru că Micuț, omul care v-a destrămat specia e aici în studio. Nu, mă, dar nu, spune-i să... Jura, îți vine să crezi. Nu, spune exact ce s-a întâmplat ca să nu... Da, și atunci am invitat-o, le-am zis, a zis, hai, l-a văzut pe YouTube, a văzut că e foarte drăguț, a venit la stand-up, l-a văzut pe Micuțu, în varianta white, și s-a bucurat foarte mult până la jumătatea spectacolului, când a început cu cuvinte din asta grosolane, urâte, vulgare, oh! Știu, și da. De atunci căsnicia mea s-a reîntregit. Da, dar după aia a venit la improvizație și lucrurile au revenit la normal. Bun, Diana, ne arăți, te rog frumos, cum dansezi? Da. Mulțumim frumos. Haideți să vedem și pe Diana. Lasă microfonul la Nene Wilmar. Da. Hai, l-ai lăsat deja. La domn director. Așa. Cât se pregătește, vă aștept la cursurile de dans și pentru copii și pentru adulți. Toate mărimile, toate înălțimile, toate vârstele. Mulțumim, ești foarte drăguț. Haideți să vedem. Saca tu mujer bandolero, saca la pasear. Saca, saca, saca
ador. Copiii sunt foarte drăguți. Wilmark e foarte drăguț când se uită la ei și trăiește absolut fiecare mișcare. Spuneți-ne rapid unde vă putem găsi. Ne găsești oriunde în București. Avem foarte multe locații. Celebrity School și Wilmer Dance Academy și curând peste tot în România. Mulțumim foarte, foarte mult. O plăcere ca întotdeauna. Mulțumim. Să se bucure de cozonaci aici cât noi luăm niște publicitate.